dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle. Și Lifestyle fiind, m-am gândit să discutăm din nou despre modeling, cum îmi place mie. Discutăm despre copii, despre ceea ce învață ei la o școală de modeling. Și spun școală, nu agenție de modeling, sunt lucruri ușor confundabile. Bineînțeles că pentru toate acestea am și un invitat pe măsură, invitată care de altfel a mai fost la noi în emisiune și ne-a mai povestit despre agenția ei, dar vine cu noutăți, așa că eu zic să o ascultăm. Bun venit, Maria! Bine ai revenit! Bine te-am regăsit, Andreea! Ce plăcere este să vin din nou la tine și să ne revedem sănătoase, în primul rând, pentru că asta este cel mai important în această perioadă. Bine, bine punctat, Maria! Ne revedem într-un alt an. Zici că ne-am văzut anul trecut. Îmi povesteai anul trecut de școala ta de modeling, de cum a debutat, de cum cu sacrificii ai reușit să o deschizi, dar ai reușit. Iată, Maria este fostă Miss România și a deschis această școală de modeling, dar acum are noutăți pentru noi și o să te las pe tine să ne spui despre ce este vorba, Maria. Știu că ai avut ceva probleme legate de numele acestei agenții pe care ai fost nevoită să-l schimbi. Corect. După cum bine știe toată lumea, școala inițial s-a numit Royal Modeling School. Va fi ultima dată în care îi voi rosti numele. Ne luăm așa la revedere, dar sunt și mai încrezătoare și cu și mai multă dragoste pronunț. The Crown by Maria Iacob este noua denumire a școlii, o denumire care, din punctul meu de vedere, se potrivește mult mai bine. Creionează așa puțin momentul, dacă stăm să ne întoarcem în timp, în 2012, când am luat Miss România, și denumirea este destul de reprezentativă respectivului moment. Am avut ceva probleme pentru că coexistam cu o altă agenție din țară și am luat această hotărâre că nu este ok. De aceea am făcut și pasul acesta și acum se numește The Crown by Maria Iacob. V-ați reinventat, aș spune eu, nu cred că e așa o mare problemă. În principiu, ideile rămân aceleași, nu? Spune-ne ce servicii se oferă la școala ta de modeling. Toată structura rămâne aceeași. În continuare mergem pe modeling, pe dans și fitness pentru copii. Modelingul nu s-a oprit, mă rog, s-a oprit cât a fost carantina, toată școala a fost închisă cât a fost carantina la noi în oraș. Dansul va reîncepe și el acum din 11 ianuarie. Vom da drumul și la niște grupe de fitness în curând, undeva prin primăvară. Vom continua sportul cu copiii. În rest, totul rămâne la fel, copiii sunt aceiași, orele vor decurge în același fel. Cum a fost perioada sărbătorilor pentru voi, Maria, și pentru copii, mai ales pentru copii? A fost destul de grea pentru că, cum spuneam și mai devreme, a trebuit să asistez activitatea. În data de 21 noiembrie am închis școala, urmează să o deschidem săptămâna viitoare și suntem foarte bucuroși. Am primit multe mesaje de la părinți cum că copiii sunt foarte nerăbdători și îi întrebau tot timpul: mami, Maria, ce face? Ce tot face de nu e la școală? Și este greu să explici unui copil, mai ales de 5 ani, că mami, am fost închiși odată în martie, acum suntem din nou închiși pe același motiv și cine știe, sperăm să nu mai fim închiși, dar fie ei fiind atât de mici și până la urmă și la orice vârstă și noi la vârsta noastră resimțim statul ăla așa tot timpul în casă și ne făcând nimic și nu este deloc ok. Iar copiii de-abia așteaptă să revină la școală, la cursuri, le pregătesc foarte, foarte multe activități noi. Pe lângă faptul că sper din suflet anul acesta să fim puțin mai liberi din punctul ăsta de vedere al pandemiei și să reînceapă festivalurile de modă, să putem avea și mai multe activități frumoase față de câte am avut în 2020. Cred că este ceea ce au nevoie și micuții și tânjesc după lucrul acesta. De când ți-ai început tu activitatea școlii? Cât timp ai avut la dispoziție pentru a derula, pentru a face cursul, copiii propriu zis? Au fost doar 5 luni. Doar 5 luni. Din iunie până în noiembrie.
în care am făcut totuși destul de multe activități. Au avut multe ședințe foto pentru diverse branduri, diverse reclame, au avut prezentări de modă, deci am avut treabă, nu am stat, însă doar 5 luni, nu prea sună, cum ai spune, suntem de ani de zile, dar o să ajungem și în punctul acela, cu Doamne siguranță. Doamne ajută, Maria, îmi spuneai înainte de a începe emisiunea că ai un număr de 80 și ceva de copii, mie mi se pare o sumă, un număr destul de mare pentru aceste 5 luni și eu cred că, dat fiind că ai spus că într-o săptămână o redeschizi, cu siguranță acest număr se va mări, cu atât mai mult cu cât vorbim de un an nou în noi oportunități și sperăm să fie și evenimente pentru acești copii. Deci eu cred că se vor lumina lucrurile și se vor îmbunătăți, pentru că asta cred că aștepți și tu, mai ales că acum ai un nou nume. Doamne ajută. E alt vibe. Corect, corect. E alt vibe și parcă, ți-am zis și mai devreme, simt așa că se potrivește și mai bine față de ce era înainte. Să știi că aveam așa puțină frică, pentru că mă gândeam, oare cum să anunț lucrul ăsta? Cum vor primi părinții faptul că nu ne vom mai numi așa și ne vom numi așa? Câtă confuzie o să se creeze, dar de când am făcut anunțul și până acum am primit numai reacții pozitive. Și vorba ta este un vibe mult mai ok și eu personal și sunt convinsă că și noi, ca și școală, ca și familie, pentru că eu o numesc familie, avem o altă stare și suntem mult mai ok cu lucrul ăsta. Aveți o grămadă de lucruri de făcut și eu cred că ăsta e cel mai mic obstacol, să-i spunem așa, corect, de care vă puteți împiedica. Maria, să ne aducem aminte, până la urmă, și Steaua a avut probleme cu numele după corect atâția ani de zile. Corect. Adică corect, despre ce vorbim, dacă un club de magnitudinea Stelei și-a putut schimba numele în FCSB cu siguranță și școala ta de modeling. Așa este, eu cred că nu trebuie să punem un accent atât de mare pe această denumire, este acolo ca să fii cunoscut cu ea, dar este mult mai important ceea ce faci, ceea ce fac copiii dacă urmează acest drum pe care tu încerci să-l presari cu de toate, lecții de mers scenic, cu dans, cu poze, cu de toate, asta este mult mai important, ce se întâmplă practic acolo, decât această denumire. Și spuneai mai devreme de acest număr mare de copii la care am ajuns. Într-adevăr, dacă stau așa să mă uit puțin în urmă, la ziua în care am deschis această școală pe 17 iunie și mă gândeam dacă vor fi și 10 pe care eu să îi învăț modeling și dans și ce o să fac cu ei, o să fie totul ok. Și acum când mă uit așa la toți, la cum evoluează și cât sunt de dragi atât mie cât și colegilor mei care se ocupă de ei, spre exemplu și Lavinia, fata mea de la Street Dance, pe care o pup și o salut, și ea se implică foarte tare și copiii sunt foarte încântați de acest lucru, dansează acasă, vin cu tot felul de idei, adică încep să ne învețe ei pe noi, vin și ne zic, haide să vă arăt o mișcare nouă, hai, și te încântă foarte tare lucrul ăsta, îți dai seama că îi place și că îl încântă foarte mult ceea ce face. Cooperează, acolo. Dă și idei și cine corect știe ce coreografie minunată corect este, da, uite, asta e un este lucru bun și sporește așa imaginația copiilor, căci copiii au destul de imaginație și cât au. Sunt ei acolo tot timpul pe internet, caută pe YouTube, acum este la modă și TikTok-ul acesta, corect, deci cu siguranță au de unde, păi, să se inspire. Păi, ce să crezi? Noi ne bazăm puțin pe acest TikTok pentru că până la urmă a ajuns un must-have în telefon. Trebuie, dacă nu ai TikTok, practic nu pot să zic că îl încurajez atât de mult. În schimb, pe partea asta de dans, sunt toate acele coreografii drăguțe, Andreea, pe care le știi și am văzut că le știm. Așa. Și de ce să nu le învețe copiii, până la urmă sunt niște mișcări și sunt tipuri de coreografii, fiind și foarte scurte ca și exact, timp și exact, nu
sunt destul de complicate de făcut ca și dificultate în mișcare. Deloc. Eu cred că sunt deloc potrivite pentru ei și Lavinia, că uite așa e un start, știi, bun. Exact, Lavinia ia și face cu ei, haide astăzi, nu știu ce, au ei denumirile lor pe acolo, nu știu, eu stau în birou meu și mă uit la ei doar cum dansează, dar sunt foarte, foarte simpatici. Cred în schimb că ai avut ceva bătaie de cap când ați structura orele la atâția copii, Maria, fie că vorbim de orele de modeling pe care le predai tu, din câte știu, să mă corectez da, dacă nu zic bine, corect, fie că vorbim de ceea ce fac colegii tăi la dans, respectiv fitness, cred că ți-a fost destul de complicat să aranjezi așa programul. Cum, cam cum l-ai structurat? Păi, luni și miercuri sunt grupele de dans. Marți, joi, vineri și sâmbătă sunt grupele de modeling. Urmează când vom da drumul și la grupele de fitness să se provoace iar o întreagă nebunie, pentru că există problema aceasta și cu programul părinților, ceea ce este corect de altfel și încercăm așa și noi este să ținem cont și de programul dânșilor. Până la urmă, tu ca și părinte, dacă nu ai cum să-ți aduci copilul și nu are și altcineva cine să o facă, eu trebuie să vin și să gestionez situația asta, să găsesc o grupă, o oră, o zi mult mai potrivită copilului, ca să poată lua și el parte la activitățile noastre. Nu vreau să întâmpin situații de genul în care copilul chiar să își dorească și o să vin să spun nu, noi doar în zilele acestea avem programul, dacă vă puteți mula bine pe program, dacă nu, nu. Nu facem lucrul ăsta și încercăm întotdeauna să găsim soluții și să fie ok pentru toată lumea. Ei, uite, asta mi se pare un lucru chiar drăguț, Maria, și aici îți vorbesc din punctul de vedere al unui părinte, căci da, e mai complicat atunci când mai e și un job și un copilaș să te împarți între activități, dar când lui îi place ceva, cu siguranță se găsesc soluții și e bine că le găsiți și voi la rândul vostru pentru a mulțumi așa cumva toate părțile, cum s-ar spune. Ce planuri ai pentru 2021 în ceea ce privește modeling-ul și copilașii? Foarte multe planuri. În primul rând, cursurile acestea să nu prea vreau să le mai facem ca și până acum. Vreau să încerc să aduc multe activități noi în școală, cum să ți explic eu, multe provocări pentru copii, și pe partea de modeling și pe partea de dans, niște mini concursuri așa între grupele noastre, o să fie o nebunie, încă lucrăm la asta și încercăm să ne punem la punct. O să deschidem o linie de haine pentru copii. Nu voi da mai multe detalii legate de asta acum, ai, pentru că eu sunt... Făcut-o. Da, dar eu sunt ca babele alea, știi? Nu zic până acum... Până se îndeplinește. Da, o mică sperstiție. Exact. Eu sunt mulțumită că mi-ai zis și atât. Sună super cu drag interesant. Nu pot să vin aici la tine și să nu știi cum e să dau pe goarnă. Cam un așa, pic, așa e nevoie. Da. În rest, am încheiat multe colaborări cu multe branduri, fotografi și așa mai departe și avem multă treabă anul acesta și cam așa, Doamne ajută, sper să decurgă lucrurile și or să decurgă doar dacă nu mai suntem opriți de virusul nărăvaș. Da. Să sperăm că nu va fi cazul și că lucrurile se vor așeza ușor, ușor, chiar dacă asta va mai dura, dar să sperăm că nu vom mai avea restricții atât de dure. Se știe deja că s-a început și această campanie de vaccinare. Nu vreau să intru acum în emisiunea asta cu tine, da, în acest subiect, căci nu-mi face plăcere să-l dezvolt. Fiecare face cum consideră, dar noi trebuie să avem speranța pentru acești copii, pentru că trebuie să-și reia normalul, aș spune eu, trebuie să meargă copiii la școală, nu să stea închiși în casă să o facă online, trebuie să meargă copiii la școala așa de modeling. Este. Și la orice pentru că școală, nu ai orice... cum să explici, să corectezi o postură, un mers și așa mai departe, un dans printr-un video sau pentru apropo un videocall. Apropo de asta, Andreea, și mă scuz că te întrerup, au fost multe școli care au făcut online, vorbesc aici strict de dans, spre exemplu, de modeling și așa mai departe. Este
Din punctul meu de vedere, nu dificil să faci online, nu mi-ar fi dificil, însă nu încurajez deloc lucrul ăsta, pentru că unii copii pot face asta, a intra online, alții nu o pot face. Unii părinți preferă online-ul, alții preferă să aștepte până la terminarea carantinei și să se reia activitatea. Și în momentul în care tu predai mai departe și oferi informații acestor copii online și cei care celorlalți nu, nu este deloc ok. Și plus că mai ales în dans tu trebuie să corectezi foarte bine acea mișcare, mai ales în modeling tu trebuie să fii prezent ca și instructor, să supraveghezi întreg demersul tehnicilor în modeling. Deci nu prea cu online-ul ăsta, și la fel și cu școala. Așa este. La nivel normal, la fel, nu sunt de acord, dar știi cum e, cine suntem noi până la urmă, să nu fim de acord cu ceea ce se pronunță. Ce ni se ordonă, exact. Practic. Exact. Da, cred că multă lume este în sentimentul nostru, din păcate nu prea avem ce să facem. Corect. Din punctul ăsta de vedere, ci mai mult să ne conformăm și să sperăm că micuții într-un fel sau altul, că mai mici, mai mari, vor ține pasul, căci despre asta este vorba, dar totuși cred că informațiile nu ajung așa cum trebuie la ei, conexiunea nu este aceeași în momentul în care nu ești față în față cu un copil, nu știu cât de bine te poți face înțeleasă pentru toți cei, să presupunem că ai acolo un minim 15, deci da, este crunt, nici nu vreau să-mi amintesc, pentru că aici vorbesc și din proprie experiență și tu o faci tot din proprie experiență, deci da, un capitol dificil, dar și acesta se pare că este pe terminate. Tu, de exemplu, îți deschizi școala peste o săptămână și am auzit vești bune cum că și micuții care fac școală și aceștia vor putea în curând să se întoarcă în bănci. Ce iar bine. Eu de-abia aștept, Doamne ajută. Cred că și ei la fel, undeva prin februarie s-ar estima, probabil dar semestrul 2. Exact, dar nu o luăm noi pe dinainte, exact. Ci sperăm să fim anunțați. Deci revii la superstițiile mele, să înțeleg. Ceva, nu ne grăbim, ceva, nu zicem hop până nu sărim gardul, că corect. Nu se știe niciodată cu ei ce idei năstrușnice le mai vin. Legat de copilași, Maria, cei care vor să se înscrie, cum pot proceda? Ne pot contacta la numărul de telefon care este afișat pe pagină, pe pagina The Crown by Maria Iacob, atât pe Facebook cât și Instagram. Pe data de 12 începem grupe noi de modeling, un alt modul de începători care durează 5 săptămâni, adică mergem exact pe aceeași structură. Îi aștept să se înscrie, bineînțeles că mulți ori s-o facă exact cu 2-3 zile, cum mi se întâmplă de fiecare dată înainte, adică încep, fac anunțul și încep promovările cu ceva timp în urmă, dar cu 2-3 zile înainte începe bulucul și încep mesajele, telefoanele și trebuie, cum îți povesteam eu mai devreme, să îi structurez pe fiecare în parte, dar sunt ok, este ok și fac cu foarte multă dragoste lucrul ăsta și de-abia aștept să-i văd pe copii. Crede-mă, adică am așa un entuziasm de copil. Exact, de copil, pentru că mi-este foarte dor de ei și de toate activitățile noastre și numai cu statul în casă și cu, adică e clar, nu e de mine. Câte ore petreci în sală cu copiii, Maria, pe zi? Pe zi cam în jur de 3-4, dar la școală petrec mult mai multe ore, adică până să încep orele cu copiii mă duc numai pentru simplu fapt de asta acolo. Mai găsesc câte ceva de făcut, acte, contracte de înscrieri, tot felul de nebunii, pentru că sunt o persoană destul de organizată, destul de foarte din punctul meu de vedere și sunt perfecționistă și nu îmi place să las un lucru neterminat sau să nu fie toate așa puse la punct. Și tocmai de aia petrec la școală cam destul de mult timp.
Și acum ca o curiozitate personală, așa, aș putea spune, ești curioasă, câți băieți ai tu acolo la școala ta de modeling? Câți băieți? Păi la modeling momentan nu sunt decât 5 și sunt mari. Chiar este o poză cu ei acolo pe fundal. Da, am văzut și câteva poze, am văzut câțiva băieți, am zis da, să întreb. Dar nu sunt toți acolo, băieții sunt puțin mai reticenți. Uite, este Lavinia și cu grupa de street dance. Aici am avut o petrecere de Halloween care a ieșit foarte drăguț, au avut ei de sculptat dovegi, de decorat, am avut un mic concurs. Băieții, da, sunt puțin așa puțin mai reticenți, dar cei care sunt acum se descurcă de minune și îi aștept, adică știi că vorbeam și data trecută despre faptul că băieții nu prea aleg așa modele. Așa este, de asta te și întrebam. E o nebunie cu treaba asta. Pentru că ți-e mai greu cu băieții? Deloc. Îți pun întrebări dificile sau se simt așa puțin în inferioritate? Nu, ei se simt foarte bine pentru că sunt cu colegele lor, cu fetele, care sunt toate foarte frumoase. Și îmi place legătura care s-a creat între ei și ele. Nu au chestia aia de că noi suntem fete, voi sunteți băieți și voi sunteți băieți, trebuie să existe bariera asta între noi. Nu. Sunt exact ca o familie și chiar te invit într-o zi la noi la curs, la grupa mare de care vorbesc eu acum, să vezi cât de amuzant sunt. Ce vârstă au cei de la grupa mare? Au între 13 și 18 ani. E o nebunie acolo, fac glume tot timpul, ei își bagă ce muzică vor, bine, nu chiar ce muzică vor, dar ne simțim foarte bine acolo și muncim cu spor pentru că muncim. Ei mai au așa zile în care vin și eu îi văd așa, sunt obosit sau și mai întreb, ce ai făcut? De ce nu te-ai odihnit? Ai fost la vreo petrecere? Ce ai dat? Au chef de muncă, au chef de treabă. Ceea ce e bine, e mai dificil așa în perioada asta adolescentină să îi ții în frâu și să se țină de treabă, cum s-ar spune. Deci mie mi se pare un lucru super ok, mai ales dacă vorbim de băieți, că se țin de treaba asta și că se simt atât de bine între atâtea fete, mie mi se pare minunat. Spune-mi că sunt curioasă, Maria, ce stiluri de dans se învață la școală? Am început cu street dance-ul, care este așa în forță acum, și vom începe și cu dansul sportiv. Cea-cea, samba, rumba și așa mai departe. Din păcate, nu mă voi ocupa eu de dans sportiv, la fel cum am ales să nu mă ocup nici de street dance, pentru că... Da, am înțeles, tu ești doar pe modeling. Nu mai îmi permite timpul. Adică dacă în trecut reușeam să fac toate lucrurile astea, acum fiind școala și puțin așa pe umerii tăi, toată trebuie să te axezi așa, pe administrare și pe modeling, pentru că la modeling nu renunț. Street dance-ul l-am dat mai departe, la fel cum o să fac și cu dansul sportiv, dar sunt convinsă că cine o să facă o treabă excelentă și nu fac niciun fel de probleme. Cum stă partea asta de fitness la copii? Nu prea am înțeles-o eu niciodată. Cum o să fie? Voi introduce chiar și la modeling în vară niște... Uh-huh. Asta este, că mă întrebai de noutăți mai devreme, asta este face parte din noutăți. Voi introduce la modeling niște programe de nutriție și de fitness, de mișcare, unde îi vă duce pe plajă, cel mai probabil, pentru că o să fie vară, cald, frumos și vom ieși să facă puțină mișcare. În schimb, cu fitness-ul propriu-zis, sunt aceste grupe unde viitorul antrenor va lucra cu ei pe greutate corporală proprie. Nu vom utiliza aparate, nu, vor face cu greutatea lor diferite exerciții pentru toate grupele de mușchi. Și cam în asta constă fitness-ul acesta la copii, adică este o altă metodă de a menține corpul într-o manieră sănătoasă și, de ce nu, și psihic, fizic și din toate punctele de vedere. Vorbim și de un nutriționist aici?
Da, cel care va fi va avea cunoștințe și din, din sport și din nutriție, adică se echilibreze cât de cât, exact, să le dea exact niște sfaturi care să le fie... Bine, acum la copii, știi cum e, nu e cum ne ducem noi, spre exemplu, exact la un antrenor personal și ne ducem la el cu cerința, băi, vreau să slăbesc și vreau să mă și tonific, să mă fac cum trebuie. La un copil trebuie să fie puțin mai rezonabil și să se axeze doar pe mișcare, adică să îl mențină sănătos din punctul ăsta de vedere. Îți mulțumesc foarte mult pentru detalii din această seară, Maria, spor la treabă și, nu știu, cât mai mulți copii fericiți și cât mai multe evenimente să ai. Mulțumesc din suflet, Andreea! Vă pup, dragii mei, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost la o nouă ediție de Lifestyle. Nu uitați că vă aștept și mâine seară tot aici pe Doto TV. Vă pup și nu uitați să zâmbiți!